Cireașa și pictorul. Era primăvară. Într-o dimineață, cireșul din grădină se umplu de flori albe ce miroseau delicat. O mulțime de albine surguincioase se repeziră să le viziteze. Era o încântare să le privești. După o vreme, veni însă și ziua când florile își încheiară perioada de gloria frumuseții. Lăsară să le cadă petalele, de care acum nu mai aveau nevoie, iar în locul lor apărură bobițe mici și verzi, puii de cireșe. Aceștia creșteau de la o zi la alta. Se umfleau în pomul cireș, care le era ca un fel de tată. El îi ocrotea și avea grijă de fiecare pui. Le împărțea seva așa cum torni supa într-o farfurie. Puii de cireșe erau mereu flămânzi și mâncau tot, știind că în acest fel vor crește mari și vor deveni într-o zi fructe atrăgătoare. După câteva săptămâni, chiar așa se petrecură lucrurile. Bobițele crescute mai erau verzi și tari, ci începură să se îngălbenească, să se frăgezească și să devină un pic lucioase. Cireșe în toată regula. Se luau la întrecere care să se coloreze mai repede la un roșu înfocat. Se rotunjau ca niște balonașe și luau de la fiecare rază de soare puterea de a deveni grozav de gustoase. Într-o zi a venit culegătorul. El alegea și strângea cireșele care se copseseră primele pe crengile cele mai însorite. Frumoasele se rostogoleau vesele și mulțumite în coș. Erau teribil de mândre pentru că se simțeau foarte admirate ca la un concurs de frumusețe. Aceeași soartă avuseseră și cireșele pe care culegătorul le strânsese în zilele următoare. Și ele fură prețuite în mod special. Pe o creangă mai lăturalnică, ferită de vederea culegătorului, continua să crească pe codița ei o cireașă la care soarele ajungea numai la amiază. Din această cauză, ea crescuse mai încet, dar era la fel ca celelalte, ba chiar avea codița mai lungă și mai puternică. La început, cireașa privise cum cădeau în coș suratele ei mai coapte. Privea, așteptând să-i vină și ei rândul. Numai că pe ea nimeni nu o băgă în seamă. Nu o prețuia nimeni, de parcă nici n-ar fi meritat. Este insuportabil și incorrect ce mi se întâmplă. Sunt urâtă, nu sunt bună de nimic. Nu mai știu ce să fac, nu mai am nicio speranță. În felul acesta se agita cireașa, răsucindu-se pe codiță, gata, gata să cadă la pământ de supărare. Se simțea stingheră și izolată. Pe răcoare, cireșul puternic îi șoptea calm vorbe pline de înțelepciune. Te înțeleg. Este greu să aștepți. Ar fi preferabil să reușești din prima în tot ceea ce faci. Dar dacă nu reușești, ai în tine puterea să suporți acest lucru. Vei merge mai departe. Bucură-te de ceea ce ai, de frumusețea și bunătatea din tine, care te fac atât de deosebită. Cireașa lăsă aceste cuvinte înțelepte să-i atingă miezul și să pună liniște în ea. Îi dăruiau încredere, răbdare. Îi era bine. Avea o speranță. Într-o zi, un pictor se plimba prin grădină. Se așeză sub pom și, ridicând ochii,
văzu printre frunze singura cireașă uitată în pom. Era o cireașă minunată, mare, coaptă, roșie, vie, sclipitoare. Era atât de frumoasă încât o culese imediat. O admiră în lumina soarelui și se bucură de ea, deoarece avea nevoie tocmai de o cireașă pentru ca tabloul lui cu fructe de vară să iasă perfect. Cireașa era modelul ideal. Trecură mulți ani de atunci. Tabloul lui stă și acum atârnat pe peretele din camera mare, iar dintre toate fructele pictate acolo, cea mai proaspătă și cea mai frumoasă este cireașa despre care v-am povestit. Sfârșit!